Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Doamne, sper să fac în timp. Aș vrea să-i surprind astăzi, pentru că am să regătesc ceva ce nu știu dacă s-a mai gătit aici. Are o denumire haioasă. Dulice de vită. Maciu, ai și tu puțin răbdare, că intrăm imediat în platou. Uite, să mai leagă prietenii. Uite, mai stai Ștefan cu... Uite, mă, dar știi că vreau să ne prietenos. Uite-te și tu. Uite-te, prietenos. Și sezonul următor vrei să-i dea lui ăsta amuletă? Să-mi facă. Vrei să-i dea amuletă lui ăsta sezonul viitor? Da, să văd să-și iau numai facem și noi emisiune. Își iau numai de telefon, își dau mesaje. De ce? Da, mă, de dragoste. Sunt prietene și ei, lasă-mă un pic. Haide, mă, lasă. Că-și iau un cap după. Sper că licea mea o să mă trimită în bootcamp. Dragi șefi, poftă bună! Mamă, la fix a venit mamă, Rosmarin! Da, la fix! Mâși de pită, da? Nu, salt din boca la romana. Nu e, nu e. Ca tot cu Rosmarin. Hai să vezi. Viața ceva. Hai, 3, 2, 1, ia-ți-o. Era aproape, băi. Ce vorbești, mă? Brăduleț, drăguț, brăduț. Auzi, asta e... Ninge peste tine. Asta hai e prăjit un pic sau e o filetie așa? Nu, e prăjit, e prăjit. Cu lampa. Ștefan, dar de ce nu guști? Dau cuțit. Nu dau cuțit. Dau cuțit. Aia e viața toată. Nu dau cuțit. Dau cuțit. Nu dau cuțit. Sorine, ne apucă sezonul 12. Cuțit. Nu dau cuțit. Dau cuțit, voi. Aș vrea, dar cuțit? Stai că încă... Dau cuțit. A, mă, ce zice și... concurentul acum? Așa mi-a ieșit la Rosmarin. Dau cuțit. Ah, carnea ca și culoare? E ce trebuie. Ba, mai e bine. Numai că e tare, nu știu. Mă, dacă o tăia mai subțirică... Numai că nu e suficient de aromată, e... n-are gust așa. Da, dar e rozmarin. Ai rozmarin, să faci aromă și mâine. Ia-l dacă pun prea mult, are gust de mucegaie după aia. Îți faci infuzia. Ia crenguța aia cu tine, păstrez-o până în weekend, da. Îți faci un grătăril, ceva? O pui la măslinul de aur, îți arunc crenguța. Știi cum e? Ofertă de pace. Ia, Catalina. Fac pariu pe ce vrei tu, nu este farfurie gătită de un bucătar. Niciodată în viața asta. Uite, eu votez primul și zic așa. S-a chinuit un pic să găsească un plating și îmi dau seama de la piureu cu lactimă, de la ramura de rozmarin. În mod normal nu i-aș da cuțit pentru treaba asta, dar îmi place culoarea cărnii și eu cred, chiar cred, că e un copil. Și n-aș vrea să-l dezamăgesc, să se supere, pentru că majoritatea când vin aici spun că datorită nouă s-au apucat de gătit. Da. Eu zic că nu e un copil. Eu cred că e copil. Eu zic că e o doamnă ceva trecută de 50-60 de ani. O doamnă de 50-60 de ani ți-ar fi făcut un copil, nu știu dacă ar pune neapărat o creangă de rozmarin. Ba da, ba da. Păi tocmai, o doamnă nu ți-ar pune, ți-ar face o farfurie unică, ți-ar face o tocană, ți-ar face Băi, Ștefane, fii atent. Tu te-ai învățat să jurizezi? Bucătari. Bucătari. Da. Aici e cazul diferența. Cel mai mare. Uite, vezi, noi ne confruntăm și cu situații de genul vezi, ăsta. Ce bă, faci? E neînțelegător. În situația asta. Cum diluiești? Eu n-aș da cuțit. Tu n-ai da cuțit. Eu mă gândesc dacă dau sau nu dau cuțit. Să te spun gândești și de ce. Ce facem mai departe? Ce, ce facem mai departe? Exact. Gândește-te că la noi vin aici peste 300 de concurenți. Noi luăm doar câte 6 sau 7 în echipă. Adică... E un filtru destul de mare. E filtru destul de mare. Da, deci până ajunge în echipă, ce faci? Cum îi, ce-i votezi? Eu dacă ar fi să-l iau pe omul ăsta în echipă, mă, nu l-aș lua. Okay. Mă pune în echipă mai mult. De ce zic? Deci așa e. Corect. Stai și ui așa. Corect. Dar mă leg de lucruri care îmi plac și care probabil au potențial. Probabil voi vedeți și luat lucruri mult mai... Exact. Adică eu văd... Uite, mult mai dezastru. Mult mai dezastru. Da. Și atunci tu zici, bă, omul ăsta a avut o idee, s-a gândit... Uite, de exemplu, îmi place asocierea dintre carne, și hrean, da? Hrean și smântână. Păi deci da, asta e clasică, e ceva... E, și o chestie o foarte bună că s-a gândit la ea. Zi, Ștefane, să ce votăm? Faci? Păi nu, acum votez cu Cătălin, că eu am votat mai înainte cu așa, mă duc, votez cu el. Ia zi, Cătălin. Ce vrei tu, aia fac. Votul ăsta ți-l las ție, pune ce fac cum vrei. Ca să vă împăcați. Dar cum simți tu? Deci nu e... Nu, da? Dacă o iei așa... Nu trebuie să o iei neapărat. Eu văd într-un bă, fel lucrurile, nu mai complica lucrurile. Fel lucrurile. Așa cum le vezi tu și cum o gândești tu. Adică nu știu ce o... Gata, las că a votat. A votat ca cea a vrut. Așa vrea și așa Ștefan. A votat. Da. Așa. Judecând după comoda poziție la masa de jurizare, ați putea crede că luarea unei decizii e floare la ureche. După doar o jurizare, Ștefan Popescu nu mai e de această părere. Dar cum și el e șef, trebuie să-și asume această provocare. Bă, nu e copil. Nu e copil, opa. Nici doamnă nu e de 50 de ani. Bună seara! Bună seara! Salut!
Cum te cheamă? Eu sunt Emanuel Neagu, am 24 de ani și sunt nu bucătar, dansator. Bă, era clar. Din ce ai pus pe aici, clar nu erai bucătar. Și de ce ai venit aici? Am venit să arăt și oamenilor de acasă și prietenilor că pot să fac orice. Asta e scopul meu. Unde te-am mai văzut? Că parcă te-am mai văzut. Am mai fost prin multe competiții, am și dansat cu foarte mulți artiști și probabil de acolo. Cred că în videoclipuri te-am văzut, nu? Și videoclipuri, exact. Okay. Ok, de la dans, videoclipuri. Eu sunt un actor, un actor al vieții. Și îmi place să cred că... care spune... Îmi place să cred că, precum un actor, pot să fac orice. Că sunt barman, pot să devin un barman, să fac chestii. Că sunt bucătar, mă uit la o rețetă, și învăț. Ce rol ai avut acum aici? Astăzi am avut un rol de bucătar. Sper că v-a plăcut Dulicea mea de vită. Am ales asta pentru că e mai fragedă și... Dulice? Dulice, da. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.